ceva din The Comintern a fost despre faptul că România a fost prea mare și puternic în zona aceasta și cel mai bun ar fi să taie Transilvania, Basarabia, Bucovina, Banatul, Dobrogea și cu asta România va fi numai la în jurul Craiova și va fi nicio problemă. Bun, cade Ceaușescu, vin alții, eu răpoiala acolo. Nu, ei aveau scenariul făcut și era foarte ușor. Ne lipsea autoritatea de stat, erau granițele deschise, deci toate fuseseră special pregătite pentru evenimentul ăsta. Pierdeam mare parte din teritoriul Transilvaniei. E o țară în care nimic nu e ceea ce pare. Te provoc să recunoști adevărata valoare. E vorba de putere, advertising și manipulare. Faptele, nu vorbele, te fac să fii mare. Sfintei și nedespărțitei trei, noi, Petru I-ul, către toți urmașii noștri, moștenitorii tronului, guvernanților și nației rusești, Marele Dumnezeu, de la care avem existența și coroana noastră, luminându-ne, îmi arată mie a privi spre poporul rus, ca fiind chemat a stăpâni în viitorime toată Europa. Eu le las instrucțiunile următoare, pe care le recomenduiesc la a lor luare aminte ca să le păzească cu statornicie. A ține nația rusească necurmat în stare de război spre a avea pe soldații ei pururea deprinși la război. A se amesteca în toate pricinile și dezbaterile din Europa, mai vârtos în acele țări care, fiind mai în apropiere, interesează mai cu seamă. A se întinde neîncetat către nord, pe marginea Mării Baltice, și către sud, pe marginea Mării Negre. Situată la marginea marilor imperii, o țară mică, dar greu de ocupat și de stăpânit, România a avut de înfruntat o agresiune neîntreruptă pe multiple fronturi, menită să-i destrame unitatea și să-i șteargă identitatea națională. După războiul în care și-au câștigat independența, românii au intrat într-o sferă de influență nefastă, ceea ce va face mai târziu ca ei să aibă de înfruntat o dublă fatalitate, să reziste nu doar expansiunii marilor imperii, ci și comunismului. Dușmanul venea din est. Some of the princes in the Romanian lands understood that this rising Muscovy was going to be a large empire, and so they actually sought to prevent these sorts of phenomena by trying to create treaties, mutual treaties. The first one, I think, in 1656. Later on, however, in the 19th century, this became a very large issue. The Russian Empire, the Tsarist Empire especially, viewed the Romanians only as something to be exploited for their expansion. And if they became an obstacle, they became a problem. O dimensiune dramatică avea să apară în secolul al XIX-lea, cel al mișcărilor de emancipare națională din Europa, care au dus la crearea statelor națiuni. În vechile provincii istorice, aflate temporar sub stăpânirea austro-ungară sau țaristă, românii au trebuit să înfrunte un șovinism extrem. Stau mărturie dramele locuitorilor din Transilvania, regiune încorporată în partea ungară a Imperiului în 1867, și ale celor din Basarabia, provincie românească anexată de Imperiul Țarist în 1812, returnată parțial Moldovei în 1856 și confiscată din nou în 1878. Profesorul american Larry Watts găsește explicația acestor animozități în celebrul articol din Rheinische Zeitung, în care Marx și Engels îi descriau pe români drept contrarevoluționari prin însăși natura lor, un popor fără istorie, ce trebuie șters de pe fața pământului. It wasn't just an article in a newspaper, it was actually part of the writings that formed the basis for Lenin's nationality policies, and it was read as the Bible by Lenin and Stalin and by all the subsequent Soviet leaders, at least up until Gorbachev. Romania and Moldova were considered very serious strategic issues, particularly because of the old plan of Peter the Great for expansion down to the Bosphorus that necessarily had to go through Romania. But also because of their intimate and direct contact with the Romanians in a hostile fashion.
Nu doar provincia istorică Basarabia reprezenta un interes major din partea unei mari puteri din proximitate, și dinspre vest s-au manifestat același tip de presiuni, întreținute cu mijloace similare, de cele mai multe ori clandestine și ilegitime. Populația românească, majoritară în regiunea transilvană, s-a confruntat permanent cu spectrul ștergerii identității. În conștiința națională a românilor din Ardeal încă mai există răni pe care timpul nu a reușit să le vindece. Este vorba despre o ostilitate creată între români și unguri și cred eu ca istoric că acest lucru s-a datorat anului 1848-1849, condițiilor în care s-a realizat Revoluția Maghiară și Revoluția Română condusă de Avram Iancu, Revoluția Maghiară condusă de Coșut. Vedeți, revoluționarii maghiari de la 1848 au luptat pentru democratizare, pentru formarea statului național unitar maghiar. Foarte bine. Idei foarte bune. Problema lor a fost că ei nu au recunoscut națiunea română. Au votat pentru unirea Transilvanii la regatul ungar, la entitatea statală maghiară, dar nu au recunoscut egalitatea în drepturi a României. Ei, de partea cealaltă, românii ardeleni, conduși de Avram Iancu, de moțul nostru, păi ei au luptat la fel, tot pentru emanciparea națiunii române, pentru ca națiunea română să fie recunoscută egală în drepturi față de celelalte națiuni. Și normal că au intrat în conflict și Iancu practic a sprijinit trupele imperiale ale casei de Habsburg și în felul ăsta a contribuit la înăbușirea Revoluției Maghiare. E de aici, pe timpul au fost și ciocniri sângeroase. Dacă citim rapoartele legionarilor, a comandanților de legiuni, al lui Avram Iancu, au fost publicate într-o lucrare, ne dăm seama de grozăviile petrecute. Unguri care au intrat și au exterminat sate românești și li s-a răspuns cu aceeași monedă din partea revoluționarilor moți conduși de Avram Iancu. Avram Iancu. A nagy anyeden zalatna abrudbánya, többi helységünkben elkövetett minősített emberölés, gyilkossági kísérlet, felbújtás, embertárulás, hazaárulás vágyában bűnösnek találtak és halálra ítéltették. Büntetése köti láttani hal. Sunt generații întregi din care poți să alegi să poate. Mii de personaje care au lăsat ceva în spate. E vorba de o țară de decenii și genii, de români ce n-au pierit de-a lungul vremii. Ridicați pe postamente înalte persoane nesemnate. Nu vă lăsați orbiți de vorbe, ci de fapte. E o țară în care nimic nu e ceea ce pare. Te provoc să recunoști adevărata valoare. E vorba de putere, advertising și manipulare. Faptele, nu vorbele, te fac să fii mare. For me, I remember when I was in high school, the first books began being published in the U.S. about what we really did to the Indians. And I remember a deep resentment because all the heroes, not perhaps not all, but many of the my cowboy heroes of my childhood, all the icons of my childhood, now it appears that they weren't nearly so heroic as I thought. In many cases, they were criminal, according to the way we judge things today. I remember the feeling still in my memory, and I can imagine that it would be very difficult today, for instance, for Hungarians who go through school learning about Kossuth and this revolution and how great it was from that side, and then being said that, well, from this perspective, he was a criminal. La noi în sat nu s-a cultivat deloc șovinismul, absolut deloc. Nimeni n-a avut ură pentru că e ungur. Nu, deloc nu s-a cultivat acest sentiment șovinismului. Ca și copil, n-am știut de așa ceva. Au fost și exagerări pe lângă adevărul istoric. Dar multe din așezările acestea și din zona Chioarului
românii, cu maghiare, cu alte minorități, au conviețuit fără probleme și conviețuiesc, de fapt, și astăzi. Chiar dacă nimeni nu pune în discuție buna conviețuire româno-maghiară din rândul populației Transilvaniei, anumite traume din trecut au marcat generații, iar acum se vor afi șterse din memoria colectivă. Istoria însă nu poate fi atât de ușor deturnată. When the split came within the Habsburg Empire and that became the Austro-Hungarian Empire, the Hungarians in that region, pushing for independence as well, had a major problem in that they only represented a minority in the area. And so immediately after that split in 1867, they adopted forced assimilation policies to rectify this problem. And that meant, in fact, basically forcing the Romanians to renounce their identity entirely, their names, their language, all education, the churches, everything. The pressure was huge. O națiune nu se definește doar prin granițe teritoriale, ci înainte de toate prin identitatea culturală, un set de valori comune împărtășite de toți membrii comunității. Limbă, cultură, patrimoniu, tradiții. Toate acestea definesc în mod fără echivoc cine suntem. Adevărul este că identitățile sunt construite. Deci sunt proiecte culturale. Cine le construiește? Colectivitatea. Există o carte fundamentală a lui Benedict Anderson, care a pus teoretic problema modului în care se construiește națiunea și ea se numește Comunități imaginate. Omul de pe stradă sare în sus. Cum adică națiunea e o comunitate imaginată? Sigur că e imaginată, adică e inginerită. Întotdeauna, că vrem sau nu vrem să aflăm, sunt niște agenți care fac asta. Agenții pot să fie oameni politici, pot să fie intelectuali. La noi, în general, intelectualii au avut un rol supradimensionat în domeniul ăsta. Intelectualii de la pași 8 încoace. Întâi bonjuriștii, care erau și istorici, care erau și au de toate. Erau și oameni politici, erau și jurnaliști. După aceea, din ce în ce mai mult, la 1848, au devenit tot mai ideologi, filozofi, ca Nae Ionescu, ca Eliade, ca Cioran, ca Vulcănescu, au jucat un rol tot mai mare în arena politică, dar numai puțin sunt agenți. Au făcut miracole, construind un proiect identitar, inventându-și mijloacele, neavând canale, dar inventând ziare ca să o facă. Și am arătat în Occident o carte de vizită și am arătat-o bine. Situația României se complică la începutul secolului al XX-lea, când este nevoită să intre în război împreună cu rușii împotriva puterilor centrale. Romania is situated at the juncture of these three empires, and each one of them seeing Romania as an obstacle to its further expansion, and therefore all of them having the same interest in blocking a unification, consolidation and independence of the country. Pe front, Rusia nu și-a onorat promisiunile referitoare la sprijinul militar, ba mai mult, numeroși soldați s-au dedat la ilegalități, determinându-i pe români să dezarmeze și să alunge din Moldova trupe rusești de 10 ori mai numeroase. Șeful armatei a patra ruse, generalul Mankiewicz, nota: soldații noștri au fost cuprinși de o teamă incredibilă de regimentele românești, pentru că trupele române, iritate de comportamentul incalificabil al camarazilor ruși, i-au pedepsit deseori fără milă. O ură adâncă amestecată cu teamă se răspândește printre trupele rusești, care pentru prima oară de la Revoluție au întâlnit un obstacol în calea propriilor excese. În ianuarie 1918, trupele române au intrat în Basarabia, unde situația se agravase odată cu lovitura de stat bolșevică, pentru a pune capăt anarhiei și abuzurilor provocate de soldații ruși în retragere. În fața amenințărilor Rusiei și Ucrainei, Basarabia își proclamă independența în februarie 1918, iar în martie, sfatul țării adoptă cu majoritate de voturi hotărârea de a se uni cu România. Unirea tuturor românilor avea să se împlinească la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia. Adunarea națională, constituită din 1228 de delegați și sprijinită de peste 100.000 de români din toate colțurile Ardealului și Banatului, a consfințit voința românilor din teritoriul delimitat de Mureș, Tisa și Dunăre de a se uni cu frații lor de dincolo de Carpați. Se realiza astfel România Mare. Națiunea română căpăta contur teritorial. Pe aici nu se trece, era voința unanimă și declarată a românilor. Identitatea lor dobândea o patrie. Dar România Mare nu a rezistat vremurilor tulburi. Se destrămau imperii, se trasa o nouă hartă a Europei, apăreau noi amenințări.
Interese puternice care se ciocneau pe acest spațiu au făcut ca în scurt timp o parte considerabilă din teritoriul românesc să fie din nou pierdută. In the First World War, when the Romanians actually gained the rest of Moldova at the time, and Transylvania as part of the new unified Romanian state, at that point in time, the Soviet Union and Hungary were able to actually identify a line of demarcation about which territories they would like. Before, they'd always been in competition for this sort of same territory. Lupta pentru teritorii nu s-a dus doar la vedere, ci s-a recurs la operațiuni clandestine instrumentate de sovietici, la atrocități și instigări care să aducă anarhia. In villages and in major towns, for the leading politicians, certainly anyone connected with the former Romanian administration, particularly if they'd been connected with the original unification of the country, they had to disappear physically. But beyond that, you had the problem in the villages of they'd marked out for basically for murder the local priests, professors, teachers, and mayors. În est, forțe teroriste de partizani atacau administrația românească, prădau obiectivele militare și asasinau ofițeri superiori. A fost un program în special în Basarabia să creeze instabilitate prin niște atacuri gen terorist, așa, partizan terorist. Și prin anii 20, 20 până la 26 cel puțin, niște lucrurile care au avut destul de mulți oameni care a fost ucis din cauza aceasta. Da, într-un caz, de exemplu, în decembrie 21, care s-a apărut chiar în New York Times atunci, la Belgrad, șefie de clădire de gendarmes a fost bombardată, așa, și comandamentul gendarmerie. Și 100 de oameni au fost ucis. Sovieticii intenționau să închidă cercul în jurul României prin operațiuni similare în vestul teritoriului, în cooperare cu maghiarul de origine transilvaneană Béla Kun, susținător al cauzei bolșevice în Ungaria și ulterior fondator al Partidului Comunist Ungar. Conform planurilor sovietice, România trebuia zugrăvită în ochii Occidentului drept cel mai sălbatic regim din Europa, represiv cu minoritățile, iar Budapesta aducea o virulentă campanie de propagandă antiromânească. Până când va sosi momentul potrivit pentru un atac, vor trebui menținute relații pașnice cu România. Însă trebuie folosită orice ocazie pentru a o izola diplomatic. Iar în Transilvania, trebuie să-și menține activitatea organizației redentistă activă. Spunea Horthy, conducătorul armatei ungare. Cooperarea dintre maghiari, ruși și bulgari împotriva României ajunsese să fie prezentată sistematic în rapoartele spionajului militar francez și român. Principala problemă era însă lipsa legăturii fizice între cele trei armate, un impediment pe care românii au reușit să îl mențină prin incursiuni militare succesive pe direcții strategice. Throughout the interwar period, there was a cooperation at a certain level. It wasn't very formal, but it was there. There was an understanding in Moscow for the position of Hungary. By 1938, Moscow was actively encouraging Hungary to press its demands, saying that it would support Hungarian demands wherever they were raised. And then even during at the beginning of the war, when the Hungarians declared war against the Soviet Union, the Moscow asked them, intervened and said, reconsider this. We've had very good dealings in the past, political and economic, and there's no reason for you to declare war against us. And we will continue to support your claims on Transylvania, and we will be there to support that at any international conference that occurs after the war. Interesele teritoriale s-au dovedit mai puternice decât divergențele ideologice. Protocolul secret al pactului de neagresiune Ribbentrop-Molotov, semnat în 1939 de miniștrii de externe germani și sovietic, în prezența lui Stalin, stabilea o delimitare clară a intereselor celor două puteri. În 28 iunie 1940, ziarele românești apăreau cu un chenar de doliu pe prima pagină. URSS cerea României, prin ultimatum, să-i fie cedate Basarabia și nordul Bucovinei. În fapt, o declarație de război. Era primul mare rapt teritorial din acel an. Aceste teritorii și ținutul Herța aveau să fie ocupate prin forță. Un al doilea moment nefast se produce în 30 august, când România este silită prin dictatul de la Viena să cedeze Ungariei hortiste aproape jumătate din teritoriul Transilvaniei. Iar pe 7 septembrie, cadrilaterul, reprezentând 8.000 de kilometri pătrați din Dobrogea de Sud, este cedat Bulgariei. Pentru etnicii români din teritoriile pierdute, reîncepea calvarul. În Ardeal, autoritățile maghiare de ocupație au expulzat forțat între 40.000 și 60.000 de etnici români și au trimis alți 70.000 pe frontul rusesc înrolați în campanii de muncă forțată. A fost două concilii, de fapt două comisii
făcut de anchetă exact despre astfel de probleme cu germanii și italieni. Și amândoi a fost... Ancheta atrocităților, a crimelor comise atunci? Și primul în 40 și două în 42, 43. Și ei a vrut să fie favorabil Ungaria, din cauza la începutul Ungaria a avut o situație mult mai sprijinită din partea Berlin, din partea Hitler. Dar n-a fost posibil din cauza României n-a comis asasinare împotriva Ungariei, acolo a fost numai într-o singură direcție. Autoritățile maghiare au executat aproximativ 1000 de români și au arestat 15.000 în doar 3 luni. De 26-27 iunie 1940, 22 iunie 1941, în Basarabia, Bucovina, ținutul Herța, deci acele teritorii ocupate de sovietici, populația română a avut foarte mult de suferit. Să nu vă spun despre multe biserici transformate în depozite, în ștranduri, în restaurante, etc., etc., și gropi comune. Sunt peste 10.000 de români care au fost ridicați din casele lor, executați de trupele NKVD-ului și aruncați în gropi comune. Noi uităm lucrurile sau omitem, deci falsificăm istoria. Cine falsifică istoria? Că eu ca și noi România avem interes să o cunoaștem așa cum a fost. On the Soviet side, they came in with a much larger plan. The dissident Vladimir Bukovsky has talked about in several occasions. He's talked about the fact that they had a plan of getting rid of at least 10% of the local populations. Basically the entire elite structure, not just the primary level, but all the way down, because they were trying to, they weren't just coming in to conquer land and territory, they were coming in to introduce a new social system, social political system. So all the elites had to disappear, and they couldn't just be forced into becoming an opposition or a dissident. That was even worse. Marea problema comunismului a fost că în 44 a fost obligat să se instaleze în state naționale deja create. Deci comunismul, care era a priori împotriva statelor naționale, împotriva naționalității, considerând o invenție burgheză, a fost obligat să se instaleze în cadre naționale, hai să spunem așa, care aveau o istorie, aveau o identitate, aveau o memorie. Oameni botezați, dar noi oameni botezați, te cuvânt suntem lăsați. Noi ne-am născut pe pământul ăsta, aici am văzut lumina zilei, aici am trecut pragul casei, aici am cunoscut curtea, satul, împrejurimile, țara. Natura, Dumnezeu, ne-a înzestrat cu de toate. Trebuie să fim patrioți, să ne intereseze țara aceasta noastră, că e păcat. Dacă suntem români acum și avem o România așa cum este ea știrbită, e pentru că cineva s-a jertfit și a dat viața pentru ca noi să fim, putem fi astăzi români, să avem o România. După cel de-al doilea război mondial, aliații ruși le-au permis românilor să recupereze doar Ardealul, care a revenit astfel între granițele naționale la 6 martie 1945, ziua în care la București a fost instalat guvernul dominat de comuniști, condus de Petru Groza. Basically placed Transylvania in play once more. And their whole idea, they formed this Litvinov Commission in the spring of 1944, and what they came to the conclusion was that the best idea was to make this a form of protectorate, an independent or autonomous protectorate that would have to rely on the Soviet Union. Now remember, northern Transylvania had a border, you know, in Matamoros. I use the term northern Transylvania to refer to Transylvania and Matamoros, Kherson, that whole area that beyond Transylvania. They had a border with the Soviet Union, so there was a possibility for communications directly into it. Cu Transilvania și Basarabia între granițele naționale, România ar fi devenit o putere regională majoră, iar URSS nu putea accepta un alt centru de putere în Europa.
Prin urmare, după abdicarea regelui și proclamarea Republicii în 1947, toți credeau că rușii vor da curs solicitărilor insistente venite din partea Ungariei în privința Transilvaniei. Surprinzător însă, acest lucru nu s-a întâmplat. Stalin a considerat probabil că un astfel de gest nu i-ar aduce niciun avantaj și, prin urmare, nu l-a făcut. The idea was to keep that as an autonomous entity where they could leverage both Hungary and Romania because both sides wanted it back. And this way they could influence very greatly domestic policies. În sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50, Anna Paucăr domina pe departe ștaful politic al Partidului Comunist Român. Stalin ne-a cunoscut foarte bine. Știa sensibilitățile românilor, știa că în România interbelică și mai ales în vreme de război circulase un curent naționalist foarte puternic și evident că în România orice curent naționalist avea o patină foarte puternică, antisovietică, așa. Și el a fost suficient de inteligent și de șiret să evite să provoace acest spirit naționalist antisovietic. Și a optat pentru susținerea lui Gheorghe Udeș pentru că era român. The team that had been formed by the Comintern to come in and to rule things weren't considered viable over the long term. They had to find a local hero worker, a local communist. And there was a very good organizer that had already made a name for himself, Gheorghe Udeș, who was also in connection with some of their agents. So both agents who had been captured and were in prison with them, like Gheorghe Pintilia, the famous Pantele Bodnarenko, and others like Emil Bodnaraș, who was actually a Romanian who came back in again in 1935, was arrested and met Gheorghe Udeș in prison and actually worked with him on maneuvering to take over the leadership of the party, the local, what remained of the local party leadership. Departamentul Securității Statului a fost o instituție condusă la început de alogeni. Pintilie, Pantelei Bodnarenko, era el ucrainian, era el ofițer NKVD cu multă experiență și așa mai departe. Dar el era evreu. Gheorghe Pintilie, nume românizat, Pantelei Bodnarenko, după numele lui de ucrainian, da? A fost șeful securității. Adjuntului Nikolski, Alexandr Nikolski, și el tot evreu, tot comunist de ăsta, tot din zona aceea basarabeană. Sovieticii au creat în România sisteme de securitate direct subordonate lor, prin liderii de partid, care în mod necesar nu făceau parte din majoritatea etnică pentru a nu fi prea populari. Deci managementul instituției securității regimului comunist din România în anii 50 era în exclusivitate în mâna acestor alogeni. Și atunci este normal ca și retenia sovietică să își spună cuvântul, nu-i așa? Deci pui liderul cel mai important în partid, un român, un ceferist care dădea cu ciocanul acolo pe roțile alea, un muncitor, și îl de partea cealaltă, Anna Paucăr, care avea totuși o activitate în internațional a treia de excepție, așa, era un om de bază al internaționalei a treia, și la celelalte nivele ale securității și ale partidului, și în ministere, și în presă, erau foarte bine reprezentați și onorați cu funcțiile de conducere, de comandă. Stalin is looking at the area and he's got one leader in one of the countries that was most problematic, and in fact it was the country identified as identified for disappearance entirely, its people being counter-revolutionary, and it has a leader that wasn't even one of the old Bolsheviks and isn't one of the other, wasn't a Comintern. It was a situation that was very explosive for Stalin, something that had to be controlled. And so it was a parting gift before he left this life. In 1952, when the Romanians formed their first post-war constitution, the Stalinist constitution, they were requested, ordered, to send it for revision, or, I don't know, comment and revision, to Moscow, where Stalin and Molotov apparently personally wrote in
the provision for an autonomous region, exactly on the model of Soviet autonomous regions. Romania was the only country within the Warsaw Pact that was that had this enforced upon them, a Soviet organizational model. And that was to create this autonomous region under a different form where the Soviets still could have remained their protector. The Hungarian autonomous region did nothing to promote a Romanian civic identity for the Hungarians. In fact, it made worse the idea that, in fact, they were a country apart and that this was only an interim stage and that they would soon reunite with territory and with the local majority population. Because if you look at the figures, there are several sets of figures, but almost all of them show that the Romanians were, if not the absolute majority, it was basically a 50-50 split between them. In anii 50 și mai târziu chiar, mi-amintesc perfect de bine, tot se făcea cu ajutorul Uniunii Sovietice. Ziarul Scânteia nu exista să n-apară pe prima pagină cu ajutorul Uniunii Sovietice, s-a făcut cu tare. Chiar dacă Uniunea Sovietică habar n-a avut de lucru respectiv, nimic nu se făcea în țară fără ajutorul Uniunii Sovietice. Lumina venea de la Moscova, parcă noi nu existam ca români. Totul era cu ajutorul sovietice. It was trickier because the Hungarian autonomous region wasn't relocated. It was in the center of Romania. So violence and paramilitary operations, especially once that regime was formed, wasn't really an issue. Up until it had been formed, in fact, at least up through the late 40s, there was a problem with paramilitary operations on a very large scale because it wasn't just Hungary that was interested in Transylvania. Khrushchev was a great fan of actually annexing a large part of Maramureș to the Ukraine. And there are several reports from him pleading for this. And in fact, there's an OSS study about one of these attempts to do that through a team of Russian soldiers who were in Sziget at the time. So there was a lot of maneuvers to cut up the territory, very much along the lines of the original Comintern plans. De regulă, cei care au implementat astfel de strategii, să le numim antiromânești, și n-aș vrea să vorbesc la trecut, pentru că și în prezent putem descifra foarte multe acțiuni de acest gen. Ele sunt, sigur, făcute cu mai multă subtilitate, dar asta nu înseamnă că au dispărut, pentru că cei mari care nu ne vor binele încă sunt cu ochii pe noi și ne studiază foarte atent, iar în momentul în care ei au aplicat astfel de strategii antiromânești bazate pe învrăjbirea națională, învrăjbirea națiunii române cu celelalte naționalități, minorități etnice, cam aici a fost creată această, s-au create strategiile antiromânești. Maghiarii din Transilvania sunt o națiune fără patria, adică ei nu sunt atașați la patria mamă. Sunt aici în altă patrie care este a lor în mod convențional, este patria de cetățenie, dacă vreți. Și ceea ce încearcă ei și fac cu foarte mare succes, și trebuie să spun că ar trebui să luăm exemplu de la ei. Să vedem ce știu să facă cu ocazia zilelor naționale, aceea din 15 martie, al națiunii. Vedeți că ei se construiesc pe ei ca națiune, nu ca minoritate. Au o limbă pe care încearcă să o impună în școli și în administrație. Au o memorie colectivă comună cu cei din Ungaria. Unii nostalgici sunt dintre aceia care nu se pot împăca cu hotărârile păcii de la Versailles, sistemul de Paris-Versailles, și mai ales cu Trianonul, fiindcă era vorba tocmai de Transilvania, de desfințarea Imperiului Austro-Ungar și, bineînțeles, teritoriile românești venind la vechiul regat, realizându-se România Mare. Da, și eu am văzut o hartă care prezenta Ungaria Mare și am auzit chiar și unele discuții că nu trebuie recunoscut Trianon, hotărârile de la Trianon. Da, bine,
Așa cred că sunt puțin și mai ales astăzi când facem parte din comunitatea europeană, problema granițelor nu se pune. Cumpără prin educație această memorie, o întrețin, o cultivă, o transmit de la unii la alții și o instrumentează. Joacă extraordinar, sunt un grup mic, sunt în termeni geopolitici ai Uniunii Europene în momentul de față administrativ, o minoritate. Dar se construiesc pe ei înșiși ca o națiune și o fac foarte bine. Ținutul secuiesc e un fel de zonă subidentitară în cadrul identității maghiare. O identitate regională, un grup mai mic decât națiunea maghiară, chipurile de pe teritoriul român, care știe să jongleze cu anumite aturi, unele dintre ele sunt imperiale. Nu știu dacă ați observat că au pus simboluri imperiale atunci când au făcut poarta aceea de intrare în ținutul secuiesc. Deci folosesc, își fac branding, dacă vreți, identitar, folosind simboluri imperiale, pentru că se agață de memoria Imperiului Austro-Ungar și spun că ei au fost puși aici, ceea ce este foarte adevărat, de Imperiul Maghiar la graniță ca grăniceri, că asta au fost la început. During 1956, during the revolt in Hungary, there was a delegation of Romanians in Budapest, and they wanted to talk with Hungarian leaders about what was going on. They were very worried. The communist leadership here was very worried, like every other communist leadership. In fact, every communist leadership in the socialist world supported the Soviet repression of that invasion because they were all feared it. The Romanians were very nervous about the situation. They went to find out what it was about, and they heard from virtually every Hungarian leader still around, all of whom were exhausted because they were trying to deal with this crisis, that the problem in Romania was that Romania didn't give enough autonomy to Transylvania. Ultimul eveniment foarte important al anului 64, 8 decembrie 1964, retragerea consilierilor sovietici. Suntem singurul stat din tratatul de la Varșovia, da, care nu mai are consilieri sovietici. Un lucru foarte bun. Pe fondul acesta, sigur că Dej s-a îmbolnăvit, din punctul meu de vedere, a fost ajutat să se îmbolnăvească de cancer, da, teoria mea privind rolul sovieticilor în execuția lui Dej, și a venit echipa lui Ceaușescu, care practic Ceaușescu era unul dintre cei care făcuse parte din grupul care elaborase declarația din aprilie și care, să spunem așa, unul din locotenenții lui Dej. El a urmat strict linia politică a lui Dej. Ideea națională de emancipare națională, să-i spunem așa, pe primul plan. Național-comunismul ceaușist a fost extraordinar de inventiv. A vrut să se debaraseze de Roma, de moștenirea imperială, de tot restul, și ce a făcut? A făcut niște pași îndărăt. Și a trecut de ei și s-a dus în spate și a venit cu protocronism. Noi avem modelul DAC. Non-imperial, pre-imperial. Am fost cei mai glorioși, am avut modele, romanii n-au lăsat urme pe noi și așa și pe dincolo. A fost întâi Burebista. Ani mulți și grei durase îndreptarea, chiar Dunărea de sânge s-a înroșit. Puiau Carpații, lanurile, marea, până când totul se pierdu în mic. A reușit să vândă cu destul succes povestea asta. Din punct de vedere al unei campanii de PR în scopuri naționaliste și de branding de țară, a fost un mare succes. Nu era de condamnat. Sigur că foarte mulți au, și eu contest, nu există comunism național. Comunismul este internaționalist. Dar în momentul când un grup de comuniști țin cont de tradiția, de interesele naționale, de ce trebuie neapărat să-i taxăm cu ceva care diacronic, ci cu ceva care e normal, e tradițional? Dom'le, un grup de comuniști care și-au fundamentat politica pe baza tradițiilor naționale.
Spre deosebire de Transilvania, spre deosebire de Ardeal, atingerea față de Basarabia a fost de cele mai multe ori, să spun, una cu frâna de mână tras. Adică una foarte reținută, reticentă, una care să nu stârnească animozități. Atunci când s-a întâlnit cu liderii URSS-ului, Ceaușescu a pus problema pe agenda, într-un mod mai mult sau mai puțin direct. Dar, în esență, discuție publică, discurs public de asumare a Basarabiei nu a existat practic niciodată. De câte ori Ceaușescu apăsa pedala Basarabiei, cercurile străine plătite de Moscova jucau cartea naționalistă. Misiunea lobby-ului extern era aceea de a convinge opinia publică americană că o eventuală intervenție militară sovietică în România ar trebui considerată o asistență armată acordată ca urmare a cererii exprese a populației basarabene. În același timp, în presă, se insista pe descrierea situației nefericite din provincie, înfometarea populației și necesitatea unei asistențe străine în scopul de a scăpa de represiunea românească. Un lobby extern eficient, căruia România cu greu i-a făcut față. Avem de a face cu sistemul sovietic. Sovieticii care nu ne agreau absolut deloc și care vedeau politicile promovate de Ceaușescu ca fiind politici antisovietice și antisocialiste. Vă dați seama, România, da? Sigur, cu o politică de promovare a interesului național, cum era cea a lui Ceaușescu, opusă, nu-i așa, politicilor venite de la Kremlin. N-avem nicio șansă. În 77 se întâlnește Ceaușescu cu Brejnev și are loc un schimb de opinii în care Brejnev critică poziția României, care ar fi destul de revizionistă în problematica istorică. Ceaușescu îi spune, dar toată lumea recunoaște că Imperiul Țarist a fost închisoarea popoarelor, chiar și Lenin, prin urmare în 1912 Basarabia n-a fost cedat de bunăvoie, a fost ocupată și chiar se vorbește în stenograma dintre cei doi despre faptul că Ceaușescu n-a recunoaște limba moldovenească sau poporul moldovenesc. Brejnev îi spune, dumneavoastră înși v-ați fost la Chișinău în 1907, un an în urmă și ați văzut că acolo trăiește poporul moldovenesc, Ceaușescu i-ar fi replicat, da, dar vorbește limba română. Din documentele pe care le-am studiat până acum, eu am formulat deja concluzia că Ceaușescu a greșit grav de tot în față de problema Basarabiei. Și politic a greșit. Acum nu știu dacă pe el l-a dus mintea să facă astfel de greșeli sau a avut consilieri de influență care l-au convins să ia astfel de decizii. În 1968, de pildă, când Ceaușescu s-a comportat așa cum s-a comportat în raport cu invazia în Cehoslovacia, un grup proaspăt constituit la Chișinău, care se numea Frontul Național Patriotic, adresează o scrisoare președintelui Nicolae Ceaușescu. Aș remarca, unul dintre membrii importanți acestui front a fost fratele, sau este fratele actualului, sau fostului președinte al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu. E vorba de Gheorghe Ghimpu. Gheorghe Ghimpu face parte din acest grup, îl văd pe Ceaușescu insurgent și scrie o scrisoare către București prin care cer revenirea Basarabiei la patria mamă și a noului Bucovine. Ei bine, ei s-au adresat lui Ceaușescu printr-un memoriu. Unul dintre ei s-a deplasat chiar la București, a venit și a vrut să intre să vorbească cu el. Bineînțeles că n-a fost primit, ăștia din Securitate Direcția 5 a zis, lasă memoriu aici că îl dăm noi tovarășului și l-a dat tovarășului. Depinde cum îi prezinți președintelui sau, mă rog, celui care ia decizia. I s-a prezentat lui Ceaușescu, vine un basarabean să vă spună dumneavoastră, tovarășe secretar general, că aveți foarte multă credibilitate pe plan internațional și că acum e momentul să puneți problema Basarabiei. Că avem o șansă. Și voi ce credeți? Noi, din ce am studiat așa, ar fi o combinație a KGB-ului. Era Andropov atunci șeful KGB-ului. Și Ceaușescu se uită, citește și el și zice, da, ia aruncați pisica peste gard. Autoritățile românești reacționează extrem de dur, fie că se tem de o provocație, fie că se tem de altceva, oricum dau aceste scrisori KGB-ului și acești oameni ajung pe mâna autorităților Moscovei. Andropov a luat-o,
i-a mulțumit lui Ceaușescu cu salutări tovărășești și în 24 de ore, nu numai că i-a arestat pe ea, le-a arestat și familiile lor. Și copiii au fost dați afară din școală, au făcut prăpăt ce au făcut. KGB-ul a intrat în ei în câteva zile, săptămâni, praf i-a făcut. Dacă ne uităm în spațiul RSS, o să vedem că cel mai bine au rezistat popoarele care au știut atunci când a venit comunism peste ele de ce sunt ocupate și cine sunt ele. Ei bine, ce s-a întâmplat cu basarabeni a fost dramatic din punctul acesta de vedere. Ei, nefiind de regatul român decât vreo 20-25 de ani, au ajuns să aibă un nivel de sovietizare care depășește cu mult alte populații din RSS. Dacă nu făcea parte din regatul român, aveam Transnistria până la Prut. Eu acum o să vă spun un lucru și o să vă supărați pe mine sau cei care mă ascultă. Vreau să vă spun că un teritoriu se câștigă sau se pierde prin război. În momentul când ai pierdut un teritoriu prin război sau l-ai câștigat prin război, istoria e clară. Deci nu merge să revendici un teritoriu pe cale amiabilă, nu se poate lucrul ăsta. Noi am pierdut Basarabia. Da, e pământ românesc Basarabia. Pe care l-am pierdut în al doilea război mondial. Noi trebuie să avem acest curaj să spunem lucrul ăsta. Noi ne-am bătut pentru acest pământ și l-am pierdut. Господин президент, ваш ответ на вопрос моего коллеги Валютиса скорее затемнил проблему, чем прояснил относительно политики Румынии вот проблемы гражданства. Скажите, пожалуйста, правильно ли суждение и оценки наблюдателей, экспертов за румынской политикой, что цель ее является присоединение или аннексия Молдавии и создание нечто подобного Великой Румынии. Спасибо. Vreau să notați, domnule parlamentar, că România nu are niciun fel de experiență în anexarea altor state. În 68 a fost prima dată când am văzut informații venite de la serviciu de spionaj britanic. Informau autoritățile de la București pe Ceaușescu, structuri din securitatea română, că rușii pregătesc o invazie. Așa și acum, erau informații care veneau prin structurile acestea de inteligență și îl puneau, îl atenționau, vedeți că asta se întâmplă. Cel puțin avertizmente clare față de instituția securității, să nu riposteze că se întâmplă o nenorocire. Asta e stabilită schimbarea. Dar care a fost scenariul? Că dacă securitatea ar fi deschis focul, ar fi ieșit un măcel care ar fi dus la dezintegrarea statului? Da, da, da. Acesta da, era scenariul? Da. Puteți să-mi confirmați? Și pierdeam... Deci ce se întâmpla, practic? Pierdeam mare parte din teritoriul Transilvaniei. Pentru că erau pregătiți pentru un asemenea scenariu. Deci erau pregătiți să meargă dincolo de răfuiala asta internă. Bun, cade Ceaușescu, vin alții, răfuială acolo. Și... Nu, ei aveau scenariu făcut să... Și era foarte ușor. Păi stai numai că am venit ca să ne salvăm populația de o anumită etnie. Era foarte simplu. Ce era o problemă, ne lipsea autoritatea de stat, erau granițele deschise, deci toate fuseseră special pregătite pentru evenimentul ăsta. Martie 1990 se scrie exact în acest scenariu, pentru că e anterior plecării turiștilor sovietici. Da, sigur că da, și a fost era, tot o provocare. Era clar, dar s-a văzut acolo, s-au văzut și forța agenților sovietici. N-ați văzut că aveau cameraman ăia irlandezi, care erau agenți plătiți de sovietici, ca să filmeze și să zică, uite, românii bat pe unguri, și era invers.
traditional animosity. Sorry, do it again, Gary, sorry. No. Deep traditional animosities have spilt over into open violence here, a situation which the Provisional Council here will find very difficult to contain. Este specific rusesc, a propagandei rusești. Nu e realitatea, nu redăm realitatea așa cum este ea, ci realitatea o facem noi cum vrem noi și cum ne convine nouă. Secole de istorie au demonstrat faptul că o națiune puternică înseamnă înainte de toate o identitate foarte clar conturată, dar mai ales apărată. Pentru români, de cele mai multe ori a fost vorba de supraviețuire pe un teritoriu pentru care s-au dus lupte crâncene. De cele mai multe ori au fost folosite mijloace neconvenționale, o moștenire clandestină pe care nici măcar astăzi nu putem să o ignorăm. La mulți ani români, la mulți ani România!